După o zi de foc, românii și-au desemnat reprezentanții în Parlamentul European. Rezultatul a generat păreri împărțite în rândul oamenilor. Bucuroși sau nemulțumiți de culoarea politică predominantă ce ne va reprezenta la Bruxelles, toți spun că au votat pentru o Românie mai bună. Alegerile europarlamentare s-au încheiat, iar părerea oamenilor este împărțită când vine vorba de rezultatul final al alegerilor. Fie că vorbim de culoarea partidului sau de listele independente, cetățenii au votat pentru un viitor mai bun. Odată cu rezultatul final al alegerilor au apărut și discuțiile legate de cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European. Părerile oamenilor sunt împărțite când vine vorba despre culoarea politică a celor care au fost aleși eurodeputați. Rezultat previzibil. Dar se pot schimba multe la alegerile parlamentare. Astea sunt un test care nu are nicio influență asupra guvernului și așa mai departe. Dar este un rezultat bun la care s-a ajuns, s-a ales partidul corect? Cred că da. Nu. De ce nu sunteți mulțumită? Pentru că ei fac legile pentru ei, nu pentru noi. Credeți că altcineva ar fi fost mai bun? Probabil că da. Nu mă interesează absolut deloc politica. Nu ați mers nici la vot? Ba da, am vot, dar dezamăgire totală. Nu s-a ales partidul pe care l-aș fi votat? Am ales un independent. România trimite în Parlamentul European 32 de reprezentanți. Când se va încheia Brexitul, iar Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, numărul reprezentanților României va crește la 33.